După ce săptămâna trecută toate fetele din Casa Mireasa au fugit de Cristian Marinescu și respectiv în gala de vineri, niciuna dintre fete nu s-a așezat în spatele lui. Ei bine, uite că acum aflăm că de fapt aproape toate fetele din Casa Mireasa sunt fascinate de Cristian. Îl plac foarte mult, cel puțin din punct de vedere fizic. Ba chiar unele spun că le intimidează, așa cum a fost Antonia, care spunea că nu s-a așezat în spatele lui din acest motiv, cu toate că îl place și este în topul preferințelor ei. Așa că se pare că Marinescu va câștiga teren în această emisiune, cu toate că a venit cu o imagine destul de proastă în această emisiune, după participarea la cealaltă emisiune pe care recunosc că eu nu am văzut-o, deci nu am urmărit, nu urmăresc, nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar din ce am văzut în online, are o imagine foarte proastă în online. Aici însă, la Mireasa, din ce am văzut, el stă departe de conflicte, ba chiar intervine doar atunci când este cazul. Pe fetele a surprins cu aprecierile la adresa lor. Ați văzut astăzi în prezentarea făcută de Antonia și de Maria. A intervenit cu aprecieri care le-au surprins plăcut pe fete. Așa că eu Cred că are șanse să ajungă foarte sus în top, cu tot hate-ul pe care l-a primit până acum, și foarte departe în competiție, după părerea mea.